În luna septembrie, Asociația SAMAS derulează în mai multe orașe din țară un proiect social de educare și informare cu privire la creșterea, îngrijirea și nutriția sănătoasă a bebelușului pentru mămicile cu situație financiară precară, care sunt abuzate fizic sau psihic, mămici adolescente, caznice sau șomere. Prin acest proiect ne propunem uh, ca ele să primească informații pertinente și de calitate, uh, precum și sprijin în. Uh, în partea, pe partea de uh, alăptare, uh, inițierea precoce a, a, a alimentației la sân, a bebelușului, pregătire pentru naștere, uh, îngrijirea nou-născutului. Cursurile se vor desfășura în județul Mureș pe o perioadă de șase luni. Vor fi implicate atât primării, uh, cât și fundații, maternități uh, și uh, vor uh, fi în jur de 75 beneficiare. Multe mame care trăiesc în medii sociale defavorizate nu știu cât de importantă este îngrijirea și alimentația adecvată vârstei bebelușului lor. Diversifică alimentația prea devreme sau necorespunzător. În acest sens, proiectul are un scop bine stabilit. Conștientizarea beneficiilor alăptării, diversificarea în jurul vârstei de șase luni, pentru că în mediile rurale, de obicei, diversificarea începe precoce, la bebeluș în jur de două luni, ceea ce nu este foarte bine pentru organismul copilului. Prin această campanie socială se pot face și donații pentru bebelușii mamelor defavorizate. Cu ocazia acestui proiect, pe lângă informația de calitate pe care mama o va primi, aș vrea să primească și câteva lucruri ușoare utile pentru bebeluș. Așa scutece, hăinuțe, consumabile, cosmetice pentru pentru bebeluș. Cine, cine dorește poate să, să le aducă la să ia legătura cu mine și să, să le doneze. Importanța prezenței mamei copilului se simte încă de la naștere. De aceea este extrem de important ca aceste mămici defavorizate să beneficieze de cursuri de educare și informații privind creșterea, îngrijirea și alimentația sănătoasă a copilului.